La Palatul Națiunilor Unite din New York s-a deschis la 20 septembrie cea de-a 15-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite. În țara noastră, oamenii muncii urmăresc cu profund interes lucrările sesiunii. Ei sunt încredințați că delegația țării noastre, în frunte cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu Dej, alături de delegația Uniunii Sovietice, condusă de tovarășul Hrușov, precum și ale tuturor statelor iubitoare de pace, vor aduce o importantă contribuție la destinderea încordării internaționale, la victoria cauzei scumpe popoarelor, pacea. Sesiunea va dezbate problemele majore ale vieții internaționale și, în primul rând, problema vitală a dezarmării generale și totale. În întreaga țară au loc adunări în care se transmit delegației române la sesiunea adunării generale a Organizației Națiunilor Unite urări de succes. La fabrica de confecții Gheorghe Gheorghiu Dej au participat peste 2000 de muncitori și muncitoare. Cei care au luat cuvântul au subliniat că, urmând calea arătată de partid, poporul nostru făurește cu armele păcii o țară înfloritoare, puternică, devotată principiilor coexistenței paștice. La atelierele Gribița Roșie, turnătorii au dat o șarjă a păcii din materiale colectate prin muncă patriotică. Prin cele 9000 de kilograme fontă, muncitorii de aici sprijină cu fapte cuvântul de pace al delegației noastre, condusă de tovarășul Gheorghe Gheorghiu Dej.